suflet al meu, pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum, cum nu ai mai cântat. Cântă suflet al meu, pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum, cum nu ai mai cântat. E o nouă zi, soarele sare, e timp să cânt spre slava ta. Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu, ce cânt acum, cum nu ai mai cântat. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, your holy name. And on that day when my strength is failing, the end is near and my time has come, still my soul will sing your praise like that.
Lăudați să fie Domnul! Iubiți copii ai Domnului, lăudați să fie Domnul! Amin. Psalmul 124, versetul 1 spune: dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, noi cei de aici ar trebui să spunem: Doamne, dacă n-ai fi fost Tu de partea noastră, noi nu am fi în biserică în ziua de octombrie 9, 2016. Dar îți mulțumim că Tu ai fost de partea noastră! Și pentru că ai fost de partea noastră, noi suntem în biserica ta. Și sigur că suntem aici pentru că El a fost pentru noi un loc de scăpare pentru cei care am fost slabi. Apoi El a fost un loc de scăpare pentru cel care a fost în nenorociri și în ecaz. În al treilea rând, El a fost un loc de adăpost împotriva furtunii sau a furtunilor care au venit de-a valma peste noi. În al patrulea rând, Biblia spune în Isaia 25 cu versetul 4 că noi suntem aici și El a fost de partea noastră ca un umbrar împotriva căldurii. Și sigur că toate acestea le-a făcut pentru că ne-a iubit atât de mult încât noi suntem aici în dimineața aceasta și pentru aceasta ar trebui să spunem cu toții: lăudați să fie Domnul! Wonderful, wonderful. Rog frații de la media să pună pe cele trei schinuri, avem versetul nostru de aur, versetul 11 din Apocalipsa, capitolul 12. Unul, frate, știu eu, frate Gabi, dă un microfon la fratele Mircea Croitoru, care este cu noi în această dimineață. Dumnezeu să binecuvinteze acest bărbat, acest frate, domnul Mircea Croitoru de la Elim, care este cu noi în această dimineață. Spune-mi zile ca mii, vă rog frumos. După ce vom rosti acest verset frumos de aur prin fratele Mircea, ne rugăm ca sub ungerea Duhului Sfânt să fie vestirea cuvântului Său, cântarea de laudă, ascultarea cuvântului și împlinirea Lui în viețile noastre în fiecare zi. Haidem dar să rostim din toată inima acest verset frumos. Ei L-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Prin fratele Mircea ne rugăm Domnului. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființe și au fost făcute. Sfinte Tată, în această dimineață suntem în casa Ta. Și dorim, o Doamne, pe toți cei prezenți să ne binecuvintezi. Binecuvântă, Doamne, slujba din ziua de astăzi. Suntem, o Doamne, la dispoziția Ta. Și așa ca și Samuel spunem: vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Trăim vremuri grele în care avem nevoie, Doamne, tot mai mult de Tine. De aceea Te rugăm frumos, o Doamne, să fii și în continuare la slujba Evangheliei, aici în biserica Ta, o Doamne, Filadelfia. Binecuvintează, Doamne, frații care vor vesti Evanghelia, să o vestească însoțiți de Duhul Tău cel Sfânt, o Doamne. Parcă vrem, o Doamne, să ne trezești, o Doamne, la realitatea vieții pe care o trăim. De aceea, Doamne, folosește-Te de frații care vor vesti Evanghelia. Binecuvântă-i, Doamne, însoțește-i cu Duhul Sfânt și cu putere, Doamne, și cuvântul Tău vrem să fie lucrător, să fie viu și lucrător în viețile noastre. O, Doamne, binecuvintează frații și surorile care în dimineața aceasta, Doamne, au venit la închinare. Ascultă, Doamne, rugăciunile care au fost îndreptate spre Tine. O, Doamne, Te iubim din toată inima.
Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu și cererile mele. De aceea oamenii vor veni la Tine. Am venit în dimineața aceasta, Doamne, pentru că Tu asculți rugăciunea, pentru că Tu dai răspuns la fiecare, Doamne, la timpul potrivit. Te rugăm frumos, o Doamne, revarsă Duhul Sfânt peste biserica, Doamne, Filadelfia. Însoțește-ți bărbați și femei cu putere, Doamne, să ducă Evanghelia mai departe, Doamne, până la marginile pământului. Doamne Dumnezeul nostru, suntem plini de mulțumire că suntem în casa Ta. Ferice de cei ce locuiesc în casa Ta, că cei tot mai pot să Te laude. Vrem, o Doamne, ca lauda să fie pe buzele noastre. Vrem, o Doamne, cuvântul Tău să lucreze la viața noastră. Și toate aceste lucruri, Doamne, le cerem în numele Domnului Iisus Hristos. Cu nădejdea și credința că ne asculți, îți mulțumim. Amin. Înainte ca să ocupați locurile, vă rog din toată inima să dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră, să vă binecuvântați și să vă simțiți bine în casa Domnului și toți împreună la această părtășie foarte intimă și sfântă pe care Domnul ne-a dat-o și ne-a creat acest cadru sfânt în care să fim. Dragii mei, din nou și din nou vă spun, nu mulțimea face puterea. Asta nu înseamnă să nu venim la biserică. Nu, nu, nu. Ci unitatea face puterea. Unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui Iisus Hristos, El a promis că e în mijlocul lor. Ce face diferență este prezența Domnului. Aia face diferență și noi credem că Domnul este în Biserica Filadelfia în această dimineață și pentru aceasta spunem, lăudat să fie Iisus Hristos! Cu noi în această dimineață ne bucurăm din toată inima să-l avem pe pastorul evanghelist Florin Pop din Beclean, România. Frate Florin, welcome! La Filadelfia, Dumnezeu să te binecuvinteze și prin tine să ne transmită Domnul un mesaj de care noi avem nevoie și Biserica spune... Sora Geta Antone, mama sorei Alina Dumbrăvicianu și soacra fratelui Paul Dumbrăvicianu și cusca familiei Nicu și Leia Dumbrăvicianu este cu noi. Dacă sunteți amabilă, sora Geta, să vă ridicați. Dumnezeu să vă binecuvinteze și biserica spune. În continuare, sub ungerea Duhului Sfânt să fie și cântarea de laudă și vestirea cuvântului și ascultarea lui și numele Domnului să fie laudat. Amen și iar amen. Spre lauda Domnului va cânta fanfara, Domnul să-i binecuvinteze, după care urmează grupul de laudă, apoi corul bisericii. Cuvântul Domnului va fi vestit de fratele Beni Trifan și dorim ca Duhul Sfânt să-i însoțească și să-i călăuzească pe toți. Amin. Thank you.
Să fie El Elion, Divinul Mesia și Duhul Sfânt. Amin. Dacă doriți să cinstim pe Cel Preanalt, să ne ridicăm în picioare, să ascultăm Cuvântul Sfânt al Domnului, care se găsește scris în Sfânta Scriptură la pagina 1039, pagina 1039, capitolul 9, și vom începe de la versetul 35 până la versetul 41. Versetul 35 până la versetul 41, Ioan, capitolul 9. Să ascultăm Sfântul Cuvânt al Domnului. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar n-om fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Amin. Să ocupăm locurile. Frați și surori, sigur că și pentru mine este greu acum, pentru că ne găsim la cel de-al patrulea mesaj.
Am spus la început, dacă vă aduceți aminte, în luna iunie, când am deschis acest capitol, capitolul 9, Evanghelia după Ioan, este foarte bogat, este imposibil, n-am avut cum. Normal, este 8 mesaje, nu 4, dar eu le-am scurtat și am făcut cumva să iasă ca să pot să ajung la liman cu acest capitol, pentru că prea lungind, sigur că nu vom putea niciodată să memorăm tot ce s-a vorbit în primele trei. Dar haideți puțin, frați și surori, totuși să ne aducem puțin aminte ca să putem vedea sfârșitul, de fapt, că sfârșitul ăsta este cel mai important din tot acest capitol. Spune așa de frumos în versetul 35 care l-am citit. Vreau să recitesc acest cuvânt din nou, zice așa, că Iisus a auzit că l-au dat afară. Cum vi se pare? A auzit. Ce înseamnă cuvântul a auzit? Cu alte cuvinte, frați și surori, Domnul Divinul n-are nevoie de nimeni să facă mărturisiri. El vede totul, cunoaște totul, totul este gol și descoperit. Dacă mergem puțin în primul verset care l-am citit, ce spune cuvântul Domnului? Iisus l-a văzut. Iată-l în sfârșit, în final, frați și surori, zice aici cuvântul Dumnezeu, că zice cuvântul că Dumnezeu, Domnul Iisus, a auzit că l-au dat afară. Adică, cu alte cuvinte, frați și surori, l-au excomunicat. Iată-l în sfârșit, omul excomunicat, omul care a fost pregătit, a plătit prețul. Care a fost prețul, frați și surori? Care a fost motivul excomunicării, dat afară din adunare și din templu? Care a fost motive? Haideți să vedem, frați și surori, în versetul 31, uitați ce mărturisește cuvântul Domnului și spune așa de frumos, știm, spune el, uitați, știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Primul lucru care știa el, mai știa ceva, ci dacă este cineva temător, este prima condiție, prima treaptă, însă nu-i suficient, e bună, dar cea mai grea este a doua treaptă, zice așa, și face voia lui pe acela îl ascultă Dumnezeu. Ce lecție de teologie dă un orb tuturor fariseilor, cărturarilor și preoților care se găseau la cea mare sărbătoare, la sărbătoarea corturilor din Ierusalim. Nu, fiți atenți ce spune el mai departe, omul acesta. Zice așa, de când este lumea, versetul 32, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Și acum le pune capac, zice așa, dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Aleluia! Vrei să faci o lucrare? Trebuie să te temi și să trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați decizia finală a lor. Nu e nicio problemă. Nu a fost nicio problemă. Că Domnul a vrut de fapt să exprime prin cuvântul acesta, nu ești bun, te-au dat afară, dar eu te primesc. Că uitați la exact când trebuia, acolo a fost, omul încă nu-l cunoștea pe Iisus. Și zice cuvântul Domnului așa, zice așa de frumos, Iisus a auzit că l-au dat afară și de ce l-au dat afară. Uitați, frașilor, ce spune cuvântul, care a fost finalul vechitul ca să ieși afară, pleacă de lângă noi. Zice așa, tu... Îmi place punctul care îl pune Ioan aici, în versetul 34. Tu ești născut cu totul în păcat, adică l-o băgat într-un păcat extra, cu totul, deci nu mai este loc acolo, așa mult păcat. Zice, tu ești născut cu totul în păcat, iau răspunsul și vrei să ne înveți pe noi. Pe noi vrei să ne înveți. Tu, orbule, și l-au dat afară, adică l-au excomunicat. Pleacă. Acum, frați și surori, excomunicarea, v-am spus atunci încă la început, că îmbracă două forme. Este excomunicarea temporară, nidă, și excomunicarea definitivă, permanentă, adică haden. Și interesant este, frați și surori, interesant este că s-a făcut atâta tulburare pentru vindecare. Uitându-mă, frați și surori, în celelalte evanghelii, evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, observăm și acolo vindecări a orbilor. Și acolo, de ce nu s-a făcut așa o tulburare mare? Când mă uit, când l-a vindecat Domnul pe Bartimeu, câtă bucurie omul ăsta a început să salte și să slăvească pe Dumnezeu și tot norodul s-a bucurat, toți s-au bucurat în jurul lui, frați și surori. Este o bucurie când cineva este vindecat în miraculos,
lucrări așa de mari, fraților. De ce? Și toată această tulburare și dezbinare, practic, vindecarea omului acesta a produs multă dezbinare în orod și printre farisei și pentru carturari și pentru preoți, pentru toți. De ce, fraților? Pentru că această vindecare a fost făcută într-o zi mare, într-o mare sărbătoare care se numea Sărbătoarea Corturilor la Ierusalim. Acum eu nu mai intru în detaliu, frați și surori, ce înseamnă Sărbătoarea Corturilor, dar ce vreau să vă spun din această sărbătoare, ceremonialul Sărbătorii Corturilor, de fapt, punctul cel mai important era ziua șaptea. Nu, am spus că nu descriu pentru că nu am timp. Și în acest punct, frați și surori, înainte de a ieși Domnul din templu, deci înainte de a ieși din templu, Domnul Hristos are acolo divinul unsul o conversație cu cei din jur. Vă aduceți aminte că v-am spus că vă pun două întrebări și tot am stat și timpul a trecut și nu mi-a zis nimeni răspuns la cele două întrebări, dar vi le dau eu astăzi. Și Domnul Hristos are acolo o conversație cu ei și ei îl iubeau mult pe Avram. Deci pentru ei, părintele Avram, și foarte bine că l-au iubit, dar nu l-au iubit pe Divinul, pe Mesia, pe Unsul. La fel îl iubeau și pe Moise. Dar, frați și surori, Domnul spune așa, că părintele ăsta Avram, zice, o văzut ziua lui. Dar nu numai că o văzut-o, zice, o sălta de bucurie, era imposibil să stai așa cu mâinile încrucișate sau încruntat. S-a bucurat de această zi. Și ei când aude că el pronunță asemenea cuvinte, au reacții, pentru că s-au uitat la el din perspectiva umană și au zis, păi n-ai nici 50 de ani și tu l-ai văzut deja pe Avram, la care el zice, ego eimi, adică eu sunt, înainte ca să se nască Avram, eu sunt. Și spune cuvântul Domnului, ultimul verset din capitolul 8 zice că ei au vrut să facă două lucruri. Și asta au fost cele două întrebări. Primul zice că au luat pietre ca să-l ucidă și a doua întrebare a fost că de ce s-a ascuns Divinul Mesia? De unde pietre în templu, fraților? La Ierusalim, în templu, de unde? Acum, fraților, la prima întrebare de ce s-a ascuns Divinul de ei, este o întrebare foarte simplă. Găsim în toată Scriptura cuvântul acesta, nu mi-a sosit ceasul. Chiar încă la nunta din Cana, Evanghelia după Ioan, a venit Maria și i-a spus necazul care era în mijlocul sărbătorii, cu ajuns într-un necaz, într-o criză. Și îi spune foarte frumos, femeie, ce am eu cu toate astea? Nu mi-a sosit ceasul, observați? Domnul a avut un ceas. E, a doua întrebare, de unde s-au găsit pietre, frați și surori? Păi vreau să vă spun că atunci când a fost sărbătoarea, templul nu era terminat, nu era finisat. Era în construcție, numai partea exterioară era finisată. Irod cel Mare a propus refacerea și renovarea templului de la Ierusalim și încă s-au mai găsit, nu pietricele, pietre, că ei nu foloseau pietricele când ucideau oameni, că cu aia nu mor în veci, poate să arunce o tonă pe tine. Și luau pietrele alea mari, frașiților. E, acele pietre mari, bolovane aceia, se mai găseau în templu, de-aia au avut acces așa de repede preoții să pună mâna pe ele și el a ieșit afară și ieșind afară îl vede pe acest om. Acum, frați și surori, am spus că conflictul ăsta apare datorită acestui fapt, că sărbătoarea corturilor, care ținea 7 zile și era foarte importantă, a coincis cu o altă zi, și anume cu ziua sabatului. Acum, evreii au interpretat foarte greșit ziua sabatului și nu au înțeles-o niciodată, frați și surori. Acum, haideți să vedem care este, de fapt, adevărul cu privire la ziua sabatului. Ziua sabatului, frați și surori, ea n-a venit în urma legii. Ei n-au înțeles, ei au rămas blocați acolo, la lege. Dar ziua sabatului își are originea în creație, frați și surori. De acolo provine ziua sabatului, dar ei n-au înțeles-o. Și anume, v-am spus încă în primul mesaj că Divinul Dumnezeu, când a creat pământul, da? Putea să-l facă Eden, tot, dar nu l-a făcut. L-a făcut la răsărit, o bucată, numai un pic, nu a fost tot pământul Eden. La fel, când a creat creația și a făcut toate lucrurile, a ales din 6 zile ale creației una. Ziua a șaptea este prima binecuvântare în Scriptură. Este prima binecuvântare în Scriptură. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și s-a odihnit. Am o întrebare, frați și surori. Sper să nu fie cineva în locul acesta care să creadă că Dumnezeu s-a odihnit, cum gândim și citim. Dacă s-a odihnit din perspectiva umană, nu este Dumnezeu, frați și surori. Dar El nu s-a odihnit. Ce înseamnă? Să știți că n-a greșit Cornilescu.
Nici Moise când a scris. Ce înseamnă Dumnezeu s-a odihnit? Frașilor, cuvântul odihnă din perspectiva creației înseamnă că Dumnezeu a privit la creație, s-a minunat și a fost satisfăcut. Asta înseamnă s-a odihnit. Nu perspectivă umană să te odihnești cu trupul, că Dumnezeu nu are trup, El este Duh, frașilor. Și de aceea toate lucrurile sunt posibile lui Dumnezeu și El poate să vadă și să cunoască toate lucrurile. Ori evreii n-au rămas cu această imagine că ziua a șaptea a fost o zi binecuvântată și binecuvântarea rămâne binecuvântare și noi trebuie să luăm întotdeauna binecuvântarea ca atare așa cum este ea binecuvântată. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea. Ori ei trebuia să se bucure că era ziua binecuvântării, că Cel ce a făcut cerurile și pământul a făcut și minunea. Și atunci, care este diferența, frați și surori? Nu este o bucurie când cineva s-a născut orb și îi se redă vederea? Sigur că este o minune, frați și surori, și este o pricină de bucurie să lauzi pe Creatorul, pe Ziditorul, slăvit să fie Domnul. Ori ei nu au înțeles. Uitați, și ce frumos este frumusețea, este, frați și surori, că sfârșitul, frați și surori, de aici, și am vrut să vă spun ceva, dar așa repede fuge timpul ăsta că... Vedeți dumneavoastră, în creație, frați și surori, în creație, după ce Domnul i-a creat pe Adam și pe Eva, vreau să vă pun o întrebare. A existat păcat în Eden? Prima întrebare. A doua întrebare. Adam și Eva au avut păcat? Ok. La prima întrebare. Adam și Eva n-aveau păcat. Au fost creați fără păcat, dar în Eden era păcat. Ok. Îi vă explic acum treaba asta. Să vedeți imaginea ce n-au înțeles ei și prima excomunicare, de fapt, este produsă în Eden. Dumnezeu a făcut prima excomunicare celor doi. Acum, de ce? Care a fost motivul că Domnul îi excomunică pe cei doi? Frașii și surori, că s-au răzvătit împotriva Domnului. Nu acum, vreau să vă spun ceva. Ei doi, prima pereche de oameni, primesc o poruncă, de fapt două porunci. Și totdeauna trecem peste prima și ne oprim numai la a doua. Care a fost prima poruncă? Să lucrezi și să păzești. Acum, ce înseamnă să lucrezi? Cum lucrăm noi? Nu, frașii și surori, din perspectiva Edenului, nu. Pentru că noi muncim cu trudă și cu sudoare. Lucrarea pe care o făcut-o ei n-a fost aceasta, ci a fost să se minuneze de lucrarea făcută de Ziditorul și a doua să păzească. E, aici, frașii și surori, se pune o mare întrebare. Știți că și leviții au primit acea slujbă. Când au ajuns în pustie Moise, când a făcut cortul întâlnirii, n-avea nimeni voie să stea în jurul cortului. Toți au trebuit să păstreze o distanță de 300 de fiți între cort și popor. Și sarcina leviților a fost, în primul rând, să păzească și să întrețină cortul, să păzească de intruci. Știți ce e la intruci? Musafiri nedorit. Nu acum, frate și surori, vreau să fiți foarte atenți. Vrăjmașul s-a folosit de șarpe, da? Bun. Primul semn, care a fost? Când a intrat șarpele, el foarte interesant, el v-am spus că n-a trăit în Eden, el a fost în afară, pentru că el a fost făcut necurat. Domnul a creat deja de la creație viețuitoare curate și necurate. Ori cele necurate trăiau în afara Edenului. De-aia le-a primit poruncă să păzească grădina. Ok, să fac vinovați, de ce? În primul rând, când șarpele s-a apropiat, cum s-a apropiat? Răgnind ca un leu? Nu, frați și surori, ce spune Sfântul Apostol Pavel? Că se preface în îngeri de lumină. Nu, acum, Satana, Lucifer, s-a folosit de șarpe, de ce? Are putere să se folosească și i-a deschis gura și a vorbit femeii. Foarte interesant lucrul ăsta, vă rog să fiți atenți. Când a intrat în Eden, cum a intrat? Ca un leu care urlă, care răgnește, nu, a intrat cu o strălucire, frați și surori. Ce strălucire a avut în Eden, vă spun, metalică. E biblic? E biblic. Hai să vedem. Când poporul și-a pierdut răbdarea prin pustiu, o cârtit împotriva Domnului și împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie niște șerpi înfocați, adică veninoși, și a mușcat tot poporul. Ei strigă la Moise... Domnul Moise se roagă pentru popor și dă un semn, Domnul. Fă un șarpe și îl face din aramă. Și l-a spânzurat pe o prăjină, care avea 12 metri, și l-a ținut în sus. În strălucirea soarelui, când pustiu era mult soare, și cu nisipul de jos, a produs o foarte mare strălucire, o strălucire metalică.
E, această imagine a avut-o și șarpele când a intrat în Eden, o strălucire din aceasta metalică. Și ce spune Moise? Că era mai șiret decât toate viețuitoarele. Ce înseamnă șiret? Imediat noi ne gândim șmecher. Dar nu e adevărat, frate, să el n-a fost șmecher. Șiret înseamnă înțelept și iute. Iute la minte, înțelept. El când a intrat în Eden, frați și surori, el a privit pe Adam și pe Eva și a zis așa, pe Adam nu-l voi amăgi, că nu poate, dar pe ea 100% și-a reușit. De ce? Pentru că, vedeți, el nu a îndemnat-o la păcat, nici pe Adam, nici pe Eva. Rețineți, cercetăm Scripturile. Nu i-a îndemnat la păcat. N-a spus să păcătuiască. Ce le-a spus? A sucit adevărul. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din pomii din grădină? Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu v-a așezat în acest Eden frumos și v-a pus restricții. Voi să nu mâncați din pomi. Și sigur că ea are reacții. Asta a așteptat el. De-aia a fost înțelept. El a știut că ea va avea reacții. Și ce a zis? Oh, nu! Păi Domnul Dumnezeu a spus să mâncăm din toți pomii din grădină. Observați cum spune adevărul. Dar vrășmașul nu a spus. Doar și-a dus aminte, doar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncăm. Căci în ziua în care vom mânca, vom muri. Ei nu cunoșteau, vreau să fiți atenți, noțiunea ce înseamnă a muri. Nu știau ce înseamnă păcat, nu știau ce înseamnă goliciune. De-aia repet că ei n-au avut păcat. Acum vă rog să fiți atenți că scot în evidență păcatul. În momentul în care ea acceptă această conversație cu el, ce îi spune el? Vrășmașul, șarpele, a fost un semn. Vedeți de ce n-au vegheat amândoi? De ce l-a zis Domnul, ai grijă că o să intre în Eden un intruc, un nedorit. Adică, vedeți, a fost un semn că a vorbit. Ei trebuia să se trezească, uite de mine, de ce vorbește șarpele? Că doar a trecut prin fața lui, la început când i-a dat numele. De ce a trecut Domnul toate animalele prin fața lui Adam? Care a fost scopul lui Dumnezeu, în afară să le dea nume? Ca să dovedească că sunt supuse lui. De-aia o trebuie să le treacă prin fața lui. Și când a trecut și șarpele, n-a vorbit atunci lui Adam. Și cum acum aș permite să vorbească, a fost un semn și ei n-au vegheat. De-aia l-a spus Domnul să păzească. Și n-au păzit cuvântul lui. Și-au acceptat conversația cu cel rău. Și ei au fost excomunicați pentru că au dorit să cunoască mai mult decât li s-a dat. Aici a fost problema, frașilor. Și în această conversație el spune, hotărât nu veți muri. Păi sigur că n-au murit atunci. Din perspectiva fizică, au murit doar din perspectiva interioară, spirituală, însă au murit în parcurs, în scurgerea vremei, au murit. Înțelegeți? Și tocmai acesta factor, frașilor, a fost că Dumnezeu a văzut toate lucrurile acestea și i-au avut semnul. Și totuși s-au unit ca să fie împotriva lui Dumnezeu. Și uitați, scot păcatul în evidență. După ce au mâncat amândoi, primul lucru, ce se întâmplă? Apare rușinea între cei doi. S-au rușinat și s-au ascuns unul de celălalt. Păi cum până acum a trăit împreună? Adam s-a rușinat de ea, el s-a rușinat de el, ea de ea, unul de altul, s-au ascuns printre pomii din grădină. Doi, când se prezintă cel prea înalt să stea de vorbă cu ei, le-a fost frică, apare și frica în urma păcatului, nu numai rușinea. Apare și frica, le-a fost frică. Și Domnul zice, unde ești? Vedeți? Nu o cheamă pe ea. Ea a fost cei din tâi. Ea l-a ademelit și l-a invitat să mănânce, să guste din fructul acela. Dar problema se pune că cu el a avut problemă. Că pe el l-a așezat cap acolo să păzească și să aibă grijă. Unde ești? M-am ascultat. Cum de te-ai ascuns? Cine ți-a spus că ești gol? Că sunt gol, că nu știu ce. Observăm, frați și surori, s-o excomunicare aceasta a avut loc datorită că oamenii, prima pereche de oameni, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Iată prima răzvrătire împotriva Domnului, frați și surori. E, omul acesta a fost excomunicat nu pentru că s-a răzvrătit. Omul acesta a fost excomunicat pentru că el a ținut adevărul. De fapt, tulburarea s-a produs că vroiau să ceară de la el. Să scoată de la el cuvintele din acestea, să nu spună cum a fost lucrarea, ca să poată să fie învinuit că nu vine de la Dumnezeu Divinul Mesia. Dar n-au reușit. Foarte interesant că omul acesta la început zice, când îi se cere să depună mărturie, tu ce zici despre el, ce crezi? La început el zice, omul căruia îi se spune Iisus, că nu l-a cunoscut.
Pe urmă depune o altă mărturie. El este prorocul. Foarte interesant. Că făcea semne și minuni. Apoi vine a treia întrebare. El este un sfânt. Că numai oamenii sfinți fac minuni din astea. Și avea el așa un punct acolo care tot timpul se învârtea orbul acesta. Eu una știu. Ei tot îl acuzau. Eu una știu. Că am fost orb și acum văd. Păi pe mine nu mă interesează toate celelalte discuții care nu duc zidire. Pe mine nu mă interesează. Eu nu vreau să intru în conflict, în vorbiri care n-aduc zidire. Eu una știu, am fost orb și acum văd. Și lucrul acesta nu se poate face așa, că de când e lumea, spune clar orbul. Ce teologie! Că așa e Dumnezeu, că vedeți, Dumnezeu se folosește de oameni slabi, de băgați în seamă, cum zicem noi, fără cultură. Dar Duhul Sfânt este Cel care te luminează. Duhul Sfânt îți dă înțelepciune și putere și îți revelează cuvântul. Și ce teologie frumoasă este de când este lumea. Nu s-a auzit așa ceva. Ei au văzut minunea și nu l-au crezut pe Mântuitorul. Și ce frumos spune aici că Iisus a auzit că l-au dat afară. Și când l-a găsit, i-a zis. Este prima lui întâlnire, de fapt, cu Divinul, cu Mesia. El nu l-a văzut încă și dacă îl vedea, nu-l cunoștea. Și zice așa, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Extraordinar! El nu știa cine e Fiul lui Dumnezeu și zice, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este, Doamne, ca să cred în El? Era normal să pui o asemenea întrebare. A fost normal să pui asemenea întrebare, cine este? Pentru că el nu-L cunoștea încă. Și ce frumos spune cuvântul Domnului, zice, versetul 37 zice, L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Pentru prima dată, omul care s-a născut fără vedere, îl vede față în față pe ziditorul cerului și al pământului. Extraordinar! Ce binecuvântare face! Ce revelație! Câți au fost în jurul lui frașilor când mă gândesc cum au fost târât părinții să depună ei mărturie. Oamenii ăștia n-au fost pregătiți ca să depună această mărturie, pentru că s-au temut să nu fie excomunicați dat în afară din adunare, pentru că își pierdeau drepturile. Care drepturi? Ce puteai să beneficiezi în vremea aia? De hrană, de haine și de bani. Acum, frați și surori, când fariseii îi întreabă pe acești părinți, zice, acesta este fiul vostru? Știm, zice, că acesta este fiul nostru. Și mai știau ceva, că s-a născut și orb. Știm lucrul ăsta. Dar cum vede? Sau cine i-a deschis ochii? Noi nu știm asta. Fiți atenți, ei caută un mijlocitor. Numai să nu spun adevărul. Zice, întrebați-l pe el. 1. Este în vârstă. 2. Știe să vorbească. Adică cu altul minte, chiar dacă e orb, o învăța să vorbească. Este în vârstă, adică nu mai are nici 13 ani și o zi. Și maturitatea în Israel începea de la 30 de ani, Mesia a intrat în lucrare la 30 de ani, Iosif a fost înălțat la 30 de ani, deci cu alte cuvinte, este matur, poate trecut bine de 30. Întrebați-l pe el, mijlocitor, caută un mijlocitor, ceva cu cineva să mijlocească pentru ei, să spună adevărul altcineva, ca ei să nu fie afectați. Iată că omul spune adevărul și acolo, spune adevărul, plătește pentru lucrul acesta, dar nu e nicio problemă. Și zice el foarte frumos, ia uita ce zice versetul 38. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Este prima închinare din mulțimea aceea. Cât s-au fost la Ierusalim, la sărbătoarea corturilor, că vineau din tot Israelul. Nimeni nu i s-a închinat. A trebuit să vină unul care s-a născut orb. A trebuit unul să-l vadă din mulțimea aceea pe Divinul, pe Mesia. Frați și surori, cât de orbiți au fost oamenii. Uitați-vă dumneavoastră și vreau să vă spun ceva, că templul de la Ierusalim, în fața templului de la Ierusalim, era scăldătoarea Siloamului. Știți dumneavoastră că nu degeaba Ezechia a făcut acel tunel prin care a tras apă din râul Gihon. Știți de unde vine acest râu? Din Eden. Genesa capitolul 2, citiți să vedeți că de unde și are originea. Vă dați dumneavoastră seama că apa aceea care era și umplea bazinul acela, acea scăldătoare, de fapt vine din Eden, frați și surori. Și nu degeaba a fost făcută această scăldătoare, pentru că ea avea un singur scop, prevenirea lui Mesia
în Israel. Și uitați, frați și surori, el a fost acolo, a fost la templu, a fost între templu și scălătoarea Siloamului. În public l-a întâlnit pe orb și tot în public îl întâlnește când a fost excomunicat. În fața mulțimii, vă dați seama lucrul acesta și ei cât de orbiți au fost și nu l-au cunoscut și a trebuit să vină ăsta, zice, cred, Doamne, și i s-a închinat. Acum vreau să vă spun că închinarea, frați și surori, să știți că îmbracă multe forme. Eu am să vă spun, mă trec prin ele patru închinări cele mai importante. Prima închinare, cea mai importantă, era în vremea aceea, frate. Și au practicat apostolii. S-au plecat pe genunchi. Omul acesta îl recunoaște și îl vede pe Mesia, pe unsul, și se închină în formă că își pleacă genunchi în fața lui. Când a venit Corneliu și a intrat în casa lui Petru, a vrut să facă același lucru, că s-a gândit că este un înger, că l-a trimis Dumnezeu printr-o vedenie, a auzit glasul lui Dumnezeu, trimite la Iope și cheamă-l pe unul, zis Simon Petru. Și când l-a intrat în casa lui, a vrut să se închine, a vrut să se aplece, să se pună pe genunchi, dar nu i-a dat drept, nu i-a dat voie, pentru că și Petru era un om, era slujitorul Dumnezeului celui preanalt, însă Iisus i-a dat voie, că el nu este om, este om din perspectiva fizică, naturală, 100%, și mă bucur că Evanghelia menționează lucrul acesta, că el a fost om, dar a fost Dumnezeu 100%. A fost Dumnezeu cel viu, mărit să fie Domnul. Când el spune cuvântul ăsta la cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce ziceți dumneavoastră? Ce înseamnă asta? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Oare Dumnezeu Tată a părăsit pe Fiul? Nu. Dar să vă spun ceva, ascultați-mă. Justiția lui Dumnezeu este o justiție dreaptă, sfântă și curată, frate. Fără de legea înseamnă păcat. Plata păcatului este moartea. Asta era justiția. Asta să fie clar. Nu se putea, nu era altă sursă. Nu era, Dumnezeu n-a avut altă soluție. Numai prin justiție dreaptă, sfântă și curată. El nu l-a părăsit pe Fiul, frați și surori. El n-a putut privi păcatul. Că păcatul pune un zid de despărțire între Dumnezeu și oameni. Și păcatul acela, frați și surori, nu degeaba a spus Divinul Mesia, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul, vă dau o imagine. Ce ziceți dumneavoastră să fiți într-un război, să vă captureze vrăjmașul și să zic așa către oricare dintre noi, omule, toți oamenii tăi, mii de oameni care i-ai, sunt liberi, pot să plece cu o singură condiție. Îți dau un pahar și în acest pahar voi turna venin, voi turna o travă, voi turna toate spurcăciunile și toată mizeria întregii omeniri și ți-l dau ție să-l bei. L-ai putea bea? Frații surori, a fost greu. A fost greu că a fost uman. Dar totuși spune, facă-se voia ta. Eu nu-l pot că sunt uman. Am trup. Simt ce înseamnă durere, simt ce înseamnă căldură, și mie mi-este foame, și mie mi-este sete. Sunt om cu sânge și cu carne, ca oricare dintre voi, dar sunt sfânt și curat că sunt din Dumnezeu. În mine nu este păcat. Și din perspectiva aceasta a biruit, frați și surori, că Divinul a fost mai puternic decât păcatul. De-aia Dumnezeu Iisus a rostit cuvântul acesta, Eli, Eli, lama sabachthani. Da, a fost părăsit. Dumnezeu a fost în Fiul. Și Fiul a fost în Dumnezeu. Spune așa de frumos Ioan, că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Tatăl zice, Domnul Iisus zice că Tatăl nu m-a părăsit nici o dată. Doar să-L părăsească la cruce. Cum să-L părăsească pe Fiul preobit? Da, timpul trece. Am spus că închinarea aceasta îmbracă mai multe forme. A doua formă de închinare era forma plecării. Te închinai în fața unui om, în fața unui
un om care ți-a făcut un bine, te închinai din perspectiva asta. A treia închinare este închinarea culcat pe pământ, așa cum făcea Moise și Aron și Iosua. Oamenii ăștia se închinau în felul ăsta lui Dumnezeu. Așa mijloceau ei. Adică se vedeau nimic, un zero. Se strânteau în fața lui Dumnezeu pe țărână acolo, pe pământ. Sunt și eu o țărână, dar mijlocesc înaintea ta, Doamne. Și a patra închinare este cea mai grea închinare. Închinarea lui Ilie. Eu nu pot practica, am încercat. Nu pot, nu știu ce fel de om a fost Ilie, dar el a putut să practice această închinare. Dar, frați și surori, haideți să vedem mai departe ce spune versetul 39. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Fiți atenți, pentru judecată, zice, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Extraordinar! Acum, fraților, uitându-ne în Evanghelie și mai ales asta a lui Ioan, spune clar că el n-a venit în lume să judece lumea. Observați? El n-a venit în lume să judece lumea. Dar de ce a venit în lume? Să o mântuiască! El pentru asta a venit în lume, să o mântuiască. Și aici spune așa de frumos, apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Fraților, judecata asta despre care vorbește Domnul este valabilă odată cu venirea lui în lume. Are loc și judecata. De ce? Pentru că oamenii nu l-au crezut. Deci, fără nimic, faptul că s-a născut în lume, gata. Oamenii au și fost judecați, că n-au crezut. De-aia, ei nu cred. Uitați-vă ce spune Domnul Hristos, zice, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, deci oricum sunt judecați. Zice, ca cei ce văd, ca cei ce nu văd să vadă. Adică ce înseamnă asta, frați și surori? Exemplu, omul orb. Ei, prin faptul, frați și surori, că susțineau că văd, ei zice, noi vedem. Și nu vedeau bine. Vedeți? Ei care erau învățați, ei care cunoșteau adevărul, cuvântul, ei nu l-au văzut, nu l-au putut vede. Și zice aici frumos că cei ce nu văd, zice, ca să vadă, li s-a deschis ochii, cum li s-a deschis omul acesta? Și cei ce văd să ajungă orbi. Orbi nu din perspectiva fizică, fraților, orbi din perspectiva spirituală e cea mai grea. De multe ori, iertați-mă, eu m-am rugat în dimineața aceasta, noi ne-am rugat pentru cauze, pentru bolnavi, dar eu știți și pentru ce m-am rugat, pentru vindecarea spirituală. Eu vă spun, vindecarea, boala spirituală, este mai rea decât boala naturală, fizică, pentru că aceea nu se vede, frați și surori. Cel puțin boala fizică se vede. Știi când cineva suferă, dar, frați și surori, mai înainte de vindecarea trupului, este vindecarea sufletului. Și Dumnezeu să ne vindece sufletele la toți în adunarea Philadelphia. Dumnezeu să fie lăudat. Și uitați, frați și surori, spune așa că mă grăbesc să închei, zice, că unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu fi și noi orbi. Răspunsul Domnului pentru ei zice, o, zice Domnul, dacă ați fi orbi, zice, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Adică ce vrea să spună cuvântul Domnului Iisus? Uitați, zice, dacă ați fi orb, adică din perspectiva acestui om, vedeți, omul n-a cunoscut nici cuvântul, n-a văzut nici pe divinul, n-a văzut o minune, n-a fost la binecuvântarea pâinilor, n-a fost la mulțire, n-a fost la nimic, omul ăsta n-a văzut nimic, tot a fost negru, tot a fost întuneric în viața lui. Credeți că e ușor, frate? Haideți, dacă pentru 3 minute am rămâne orb, dacă mie mi s-ar spune până la mașină să nu mai văd nimic, nu știu dacă aș putea ieși de aici afară. Deși am imaginea că e coridorul, zbâncile pe o parte și cum aș merge, cum, poate că în 4 picioare mă ajunge să nu mă împiedic, vedeți, frate? Dar să trăiești o viață de 30-40 de ani fără să vezi soarele, fără să te bucuri de lumină, numai să simți, să nu vezi o frunză, să nu vezi o pasăre, să nu vezi absolut nici, să nu vezi părinții dragi, frații, surori. N-a fost ușor, frate, dar spune așa de frumos, zice, dacă ați fi orb, le-a răspuns, n-ați avea păcat. Adică ce înseamnă că cei care se nasc orb n-au păcat? Nu, frați și surori, nu trebuie interpretată Scriptura conform ceea ce ni se spune. Nu înseamnă, Domnul Iisus, nu a spus că el n-a avut păcat, că ei l-au învinuit. Cine a păcătuit? Părinții. Nu, zice Domnul. El. Nu. Păi, dar ceva trebuie să se întâmple. De-aia v-am citit că de ce l-au dat afară. Tu ești născut în totul în păcat. Adică ei au pus orbirea naturală, congenitală, ca și păcat. O, de-aia ești așa, de-aia te-ai născut orb, că ești plin de păcat,
Și tu și neamul tău și toată familia ta. Tu de-aia te-ai născut așa. Ori Domnul Hristos spune clar, dacă ați fi orb, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. În ce sens dar avea păcat? Dacă l-ar recunoaște că El e Divinul, că El e Mesia, e Mântuitorul, Salvatorul, n-ați avea păcat. Dar voi ziceți că vedeți. De-aia păcatul rămâne. Pentru că vedem, dar nu vedem bine. Sau vedem și interpretăm cum vrem noi. Ori uităm că Dumnezeu este sfânt. Lucrarea este sfântă. Și Dumnezeu orbul depune această mărturie teologică. Că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Dacă este cineva, este cineva, auziți? Nu spune că toți sunt temător și face voia lui pe acela. Domnul îl ascultă. Doamne, ascultă-ne pe toți. Amin. Lăudați să fie Domnul, mulțumim Domnului pentru cuvântul de până aici și mulțumim Domnului pentru cuvântul care o să ne-l transmită în viitor. Ne bucurăm din toată inima când se întorc acasă frații din vacanțe. Sora Viorica Oprea a fost într-o vacanță lungă și ne bucurăm să fie cu noi aici. Sora Viorica, welcome home, Dumnezeu să te binecuvinteze. Spui biserica mie, vă rog frumos. Dânsa a fost la Suran, acolo unde este a doua casă, mă gândesc aici pe pământ, nu? Mă gândesc că totuși considerați că Atlanta e prima casă, mă gândesc eu, că aici sunt copiii cei mai mulți și nepoții. Și apoi a doua casă pe care sora Viorica o are pe pământ este Suran, Prahova. Ne bucurăm că sunteți sănătoasă, sora Viorica, și voioasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Spune biserica mie, vă rog frumos. Yes. În al doilea rând, iubiții mei, aș vrea să vă anunț că în săptămâna în care am intrat, respectiv în ziua de joi, octombrie 13 și vineri, octombrie 14, suntem vizitați de un frate cu numele Cristi Boariu, care cred că vine din România, din Deva sau de unde vine? Din Deva, România, un om al lui Dumnezeu care va sluji aici și joi și vineri la tineret. Însoțit de fratele Sorin Iacoban, găzduiți de fratele Dragu și sora Paraschiva, Puha, Dumnezeu să binecuvinteze și acești doi frați care ne vizitează, cât și familia Puha care găzduiește acești doi frați. Spune biserica amin la asta? Thank you so much! În al treilea rând, după masă, serviciul divin începe la orele 6:05 și aș vrea să ne grăbim să venim la timp la casa Domnului. Numărul 4. În ultima duminică din luna octombrie, stimați frați, am fost anunțați de mult, este ultima colectă în acest an care are ca scop reducerea împrumutului de la bancă, împrumut care la ora actuală este de $420.000. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, ajută-ne Doamne să adunăm măcar $20.000 ca să fie împrumutul de la bancă, nu 420.000, și 400 de mii. Și dacă vreți lucrul ăsta, veniți încă de acum cu bani de acasă în duminica de 30 octombrie la serviciul de seară. În al cincilea rând, iubiți frați, v-am spus în urmă cu o săptămână, vă spun și acum, în duminica care urmează, în 16 octombrie, după ceasul de rugăciune de la orele 6, avem o adunare, un sfat frățesc cu toți membrii activi. Ce înseamnă asta? Membrii care nu sunt puși deoparte, membrii care au toate drepturile depline în Biserica Philadelphia. Avem nevoie de prezența dumneavoastră aici pentru că o să vă prezentăm câteva lucruri extrem de importante pentru Biserica Philadelphia. De aceea țineți cont de programul dumneavoastră și duminica viitoare de la orele 10 vă chemăm aici cu toată dragostea. Acum ne ridicăm în picioare, împreună cu grupul de laudă, cântăm o cântare, ne închinăm și cu darurile noastre de bunăvoie și numele Domnului să fie lăudat și serviciul va continua sub ungerea Duhului Sfânt. Amin. Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc.
Să reocupați locurile, continuăm să ne închinăm înaintea Domnului, ascultând spre slava Domnului corul bisericii care va lauda pe Domnul, apoi un solo prin fratele Isaac, Domnul să-l binecuvinteze, după care urmează fanfara bisericii și dorim ca binecuvântarea Domnului să fie și peste ei și toată lucrarea de laudă din dimineața zilei de astăzi. În continuare, cuvântul Domnului va fi vestit de fratele pastor Florin Pop. Dorim ca Duhul Domnului să-L folosească pentru noi și slava Domnului să fie cu noi și în noi. Amin. Amin. Să-ți fie Duh, 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 să-ți fie
Jesus. Praise the Lord. Amen. I greet you in the name of Jesus. I'm so glad to be with you in this morning. My God bless you. Amen. Am mai fost la voi împreună cu scumpa mea soție cu 2 ani de zile în urmă și de fiecare dată când am fost la voi, eu personal îmi aduc aminte că am avut un timp extraordinar în prezența lui Dumnezeu și m-am rugat
pentru această dimineață, să avem în continuare un timp sub binecuvântarea lui Dumnezeu și I hope and I believe că Domnul să ne binecuvinteze în continuare. Amin. După cum știți, eu lucrez în România împreună cu vreo 20 de tineri păstori din România într-o organizație misionară care se cheamă Holy Fire Ministries și prin această organizație încercăm să transmitem cuvântul lui Dumnezeu, să ducem cuvântul lui Dumnezeu în acele zone în care nu se duce nimeni, în care nu s-a dus nimeni să facă vreo evangelizare. Și în anul trecut am început un proiect pe care noi l-am numit Operațiunea Iudeia, inspirat din Faptele Apostolilor 1:8, acolo se zice cuvântul lui Dumnezeu, un vesel martor în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Ei bine, Iudeia este fiecare loc din țara noastră în care nu a pătruns încă Evanghelia și sunt multe locuri în România în care nu s-a predicat niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Sunt milioane de oameni în țara noastră care nu cunosc pe Domnul și anul trecut am avut campanii de evangelizare în 42 de localități, am reușit să atingem cu Evanghelia mai mult de 16.000 de oameni și am plantat 8 biserici. Dumnezeu a lucrat cu mare putere, s-au mântuit oameni, au fost făcute botezuri și Domnul și-a arătat puterea și au fost multe experiențe în câmpul de misiuni, au fost sute de tineri care s-au implicat cu noi în proiectul acesta de evangelizare și vreau să vă spun câteva experiențe din misiunea care am avut-o și anul trecut și anul acesta. De pildă, una dintre echipele noastre, într-o echipă sunt 15-20 de persoane, una dintre aceste echipe a avut 3 zile de evangelizat o localitate cu numele Cornița din județul Dolj, lângă orașul Filiaș. Tinerii s-au dus de dimineață, au împărțit invitații, au stat de vorbă cu oamenii, noi avem un sondaj pe care îl facem cu oamenii și în urma acestui sondaj cu 3 întrebări le predicăm Evanghelia, le-am dat CD-uri, le-am dat Noi Testamente. Acolo este o casă de rugăciune și există 5 pocăiți. Ei bine, seara la evangelizare n-a venit niciun om, în afară de cele 5 persoane care erau credincioase. Liderii grupului, bineînțeles și tot grupul, au fost foarte dezamăgit de ce oamenii au fost așa de schiși, așa de nice atunci când ne-au vizitat și seara n-a venit niciunul la evangelizare. Ei bine, liderul grupului a spus, hai să mergem în satul vecin. Poate va fi cineva care să luăm la evangelizare, să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Au mers cu mașina în satul vecin cu numele Rasnic, au găsit 2 oameni, i-au invitat, au acceptat invitația și i-au adus la serviciu de evangelizare acolo la Cornița, iar acei oameni la finalul programului au fost așa de mișcați de Duhul Sfânt încât au spus, noi n-am auzit niciodată așa ceva. Vrem ca și mâine să venim, dar o să ne aducem prietenii și familia. Și în jur de 10 persoane, următoarea zi, din satul acela au fost aduși la locul de evangelizare, acolo din Cornița, și la fel oamenii la finalul programului au rămas așa de impresionați de modul în care Duhul Sfânt le-a atins viața și toată slujirea acolo, încât au spus păstorului, da, domnule pastor, nu vreți să veniți mâine la noi în sat și să faceți evangelizarea aceasta, să predicați cuvântul Domnului? Ba da, venim la voi. Și următoarea zi, tinerii s-au dus prin satul acesta, au împărțit invitații și seara s-a făcut acolo evangelizare în fața bufetului. Cei de la bufet au fost singurii disponibili să ne dea curentul electric, apoi cei de la bufet ne-au dat scaunile pentru oamenii care au venit la evangelizare. Și jur de 40 de oameni au venit și au ascultat cuvântul Domnului, următoarea seară vreo 60 și a treia seară au venit în jur de 100 de oameni. Puterea lui Dumnezeu a fost la lucru, mulți dintre ei s-au predat și în timp de 3 zile Dumnezeu a schimbat o femeie, a fost cea mai mare bețiva satului, care a fost și prima care s-a botezat în toamna trecută, slăvit să fie Domnul. Acum avem o bisericuță acolo, sunt 5 persoane care au primit botezul din vara trecută, iar în această lună se vor mai boteza încă 4 persoane. Slavă lui Dumnezeu! Amin! Apoi o altă experiență este în comuna Seaca de Câmp, asta este undeva la 20-30 de kilometri de orașul Calafat. Acolo la fel o echipă a slujit 3 zile, din prima zi în jur de 100 de oameni au venit să asculte cuvântul lui Dumnezeu și la finalul celor 3 zile de evangelizare oamenii s-au dus la păstor și au spus, da, sperăm că nu o să ne lăsați așa, să mai veniți pe la noi. Noi vrem să auzim în continuare cuvântul lui Dumnezeu și noi vrem să ne pocăim. Și atunci unul dintre tinerii care era în echipă, băiatul unui păstor dintr-un sat vecin, a spus, ok, eu vreau să vin la voi în fiecare săptămână și să vă predic cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele Alin, care este de o vârstă cu mine, s-a dus în fiecare săptămână acolo
Și jur de 30-40 de oameni, am văzut pozele, se adunau sub un copac, oamenii și aduceau scaunul de acasă și îl puneau sub copac și fratele acesta predica și le cânta și asta până toamna târziu s-au adunat acolo, până au venit ploile. Eu eram în America anul trecut, mi-a scris un e-mail și mi-a spus: frate Florin, noi am oprit programul că nu mai avem unde să ne adunăm, zice, vin mulți oameni, casele lor sunt mici, zice, dacă ai putea să faci rost din niște bani în America să cumpărăm o casă, ca să facem biserica în acea casă, zice, costă undeva la $6,000 o casă ca să facem biserică din ea. I-am scris înapoi, zic, rogă-te Domnului, eu nu sunt preocupat acum să strâng bani pentru o biserică, dacă Dumnezeu vrea să facem o biserică, vom face acolo o biserică, dar eu n-am să spun la nimeni și n-am să cer la nimeni niciun ban pentru biserică, dar rugați-vă Domnului și dacă e planul Domnului, poate să lucreze minunat. Și l-am încurajat cu acest e-mail să se roage în continuare, am spus, noi nu avem principiul ăsta, nu-i niciun credincios acolo, n-ai cum să faci o casă de rugăciune, că nu-i nimeni, nu-i niciun pocăit. Că, sincer, am întâlnit o grămadă de locuri în care frați cu ambiție, cu râvnă, și de aici din America, și din Europa, s-au dus, au făcut evanghelizări, au făcut o casă de rugăciune și golă, pentru că nu s-au gândit la misiunea care trebuie să aibă continuitate cu un misionar, cu o familie, cu grupul care să meargă acolo, și sunt o mulțime de case rugăciuni gole în multe locuri în România, că unii cu dorință să facă ceva n-au făcut nimic. Într-o miercuri seara, în timp ce eram în California la o adunare, am spus bisericii la un îndemn a Duhului Sfânt care l-am auzit în inima mea. Duhul Sfânt mi-a spus, cere acestei biserici să se roage pentru acel grup de oameni, dar să nu le cer nimic, decât rugăciune. Și atât le-am spus. Vreau să ne rugăm pentru acești oameni, le-am povestit situația și la finalul bisericii a venit o familie la mine și m-au întrebat, spune-ne, cât costă o casă, cât costă acolo să faceți o biserică? Zic, uite, misionarul ăsta mi-a transmis în jur de $6,000. Oamenii ăștia au scos un cec, au scris $6,000 și mi l-au dat și a spus, du-te în România și cumpăr-le o casă la oamenii ăștia și fă acolo o biserică. Praise the Lord! Am ajuns în România, l-am sunat pe misionar și am zis, caută ceva, o casă, să o luăm în rent, să facem acolo o adunarea. Zice, vino și tu și caută, că eu n-am găsit. Și cumva m-am supărat pe această situație, am mai luat încă doi membri din charge și am mers acolo, am luat plicul cu $6,000 la mine în buzunar și am zis, Doamne, Tu trebuie să faci o minune. Și mi-a zis, uite, asta s-a vândut cu $6,000, asta e de vânzare cu $6,000, altceva nu mai găsim. Doamne, zic, Tu trebuie să faci o minune. Și cineva ne-a îndrumat pe o stradă paralelă cu stradă din centru, acolo am găsit o casă, care am cumpărat-o cu $1,800, am rebonedat-o și în 10 decembrie anul trecut am inaugurat-o și sunt zeci de oameni care se duc în fiecare zi acolo la slujbă și anul acesta, în aprilie, a fost primul botez, slăvit să fie Iisus, amin. Anul acesta am avut proiectul acesta de evanghelizare în 33 de localități, cele mai multe au fost în județul Argeș și o parte dintre ele au fost în județul Bistrița și una dintre experiențele care m-au marcat a fost un sat, o comună mare la 2000 și ceva de locuitori în care eu am slujit împreună cu echipa timp de 3 zile. Cam 60 de oameni au venit în fiecare seară la serviciu de evanghelizare în curtea unei femei care ne-a lăsat să facem acolo evanghelizarea. Vreau să vă mărturisesc, puterea lui Dumnezeu a fost într-un mod incredibil la lucru și în fiecare seară, în timp ce predicam, oamenii plângeau. Eu am rămas profund șocat și uimit că predicam aceeași predică peste tot și am predicat. Și oamenii plângeau, plângeau copiii, plângeau părinții, plângeau bunicilor în timp ce predicam. A fost un har al lui Dumnezeu dincolo de predica asta. A fost puterea Duhului Sfânt care a fost la lucru și a convins acei oameni. Și i-am întrebat pe acei oameni într-una dintre seri, câți dintre voi vreți să vă pocăiți și vreți să vă botezați așa cum scrie în Biblie? Bineînțeles, le-am predicat despre pocăință și despre botez și jur de 40 de persoane au ridicat mâna că vor să se pocăiască și vor să se boteze. Apoi tinerii care au fost cu mie misiune, cei din grupul de rugăciune au venit la mine și mi-au spus, am avut vedenii, Dumnezeu ne-a arătat vedenii și ne-a spus să spunem că aici va fi o biserică și aici trebuie să facem o biserică. Aici se vor mântui mulți oameni. Și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să faci lucrul acesta, Te rog, mai dăm câteva semne. Hai să căutăm un teren, să căutăm o casă, să o cumpărăm, să luăm un rent. În zona de sud sunt mai foarte ieftine clădirile și este o altă situație socială în zona de sud a României. Ei bine, tot am căutat, n-am găsit mare lucru,
Am aflat că una dintre femeile care s-a predat are un teren și o casă de vânzare. M-am dus la ea într-o seară și am întrebat-o, zic, uite, vreau să cumpăr terenul acesta, casa aceasta, am auzit cu ai de vânzare, am și auzit cât cer pe această casă, dar eu m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, dacă vom cumpăra casa aceasta cu 10.000 de lei sau 12.000 de lei, cel mult, vom face aici o biserică. Ok, am zis, vreau să fac o biserică, o să-ți facem și matale un scaun în biserica asta și Domnul Iisus o să pregătească unul heaven. Zici, cu cât îmi dai terenul? Zice, 15.000 de lei. Zic, îți dau 10.000 de lei. Zice, mai pune ceva. Zic, îți mai pun 2.000 de lei și vreau să-mi dai terenul pentru biserică. Zice, ți-l dau cu 12.000 de lei pentru că ai spus că faci biserică, dar am avut o ofertă de 15.000 de lei și am refuzat-o. Asta vine 2.700 de dolari, am cumpărat terenul acesta, a fost întăbulat, am cumpărat un cort în urmă cu o lună și jumătate de 700 de dolari, l-am montat acolo, zeci de oameni se duc în fiecare săptămână și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, s-au predat lui Dumnezeu, a fost deschis o listă pentru botez și Dumnezeu va lucra cu putere mare. Haleluia! Dar minunea nu se încheie aici. Minunea nu se încheie aici. Eram la o biserică la Phoenix și a venit un frate la mine în vârstă. Și așa, nu prea am înțeles de la început ce vrea să-mi comunice, dar a zis, eu aș vrea să fac o casă de adunare, ai povestit-o de un sat acolo. Bine, frate, mulțumesc, uite aici, dăm numărul de telefon, uite aici un business card ideal. Și atât a fost toată povestea. Seara am predicat din nou la aceeași biserică și omul ăsta vine la mine la finalul programului, zice, să știi că, uite, ți-am adus un check, zice, este prima tranșă pentru biserica care vreau să o facem acolo, mi-a dat un cec de 8.000 de dolari, Dumnezeu să fie slăvit și mărit, și mi-a spus, mă suni când ai început biserica, că vrem să terminăm această biserică, până la final, zice, vreau să o fac eu. Are nou ce lucrează, un frate în vârstă, eu știu, vreo 70 de ani, dar Dumnezeu lucrează în fel și chip, mărit să fie numele Său, haleluia, glorie lui Dumnezeu. Am întâlnit foarte mulți oameni care n-au fost evanghelizați niciodată, oameni care n-au citit în viața lor în Biblie. Mii și milioane de oameni avem în România care n-au citit Biblia. Vă spun o experiență, că timpul meu fuge așa repede, am sorry, că nu știu dacă o să mai am timp de predică. Într-una dintre zile, doi tineri au evanghelizat o femeie în vârstă de 80 de ani, i-au predicat cuvântul lui Dumnezeu și la final au vrut să-i ofere o Biblie. Au fost peste 2000 de Biblii care le-am dat gratis în misiunea care am avut-o. Dacă aveam 10.000, tot ei puteam să le dăm la oameni care n-au citit în viața lor în Biblie. Și au refuzat Biblia. E bine, femeia aceasta de dimineață a ieșit la poartă următoarea zi și a așteptat pe tineri îmbrăcați în tricouri galbene. Și femeia aceasta, când i-a văzut, a strigat la ei și a spus, veniți aici. Aproape toată noaptea n-am dormit. Deci am avut așa o îngrijorare în inima mea și o mustrare. Cum eu, mă numesc creștină, am 80 de ani, dar eu în viața mea n-am citit în Biblie. De aceea vă rog să-mi dați Biblia. Vreau Biblia, vreau să iau Biblia. Seara a dus-o la evanghelizare și această femeie, când s-a făcut invitația de a-L urma pe Hristos, a fost printre primii care a ridicat mâna că ea vrea să se pocăiască și vrea să se boteze. Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. Haleluia, glorie lui Dumnezeu. Ei, sunt multe mărturii, acolo la final, pe ușa aceasta din față, acolo este o masă, puteți să luați o revistă care am adus-o, puteți să luați un business card și să citiți mai multe pe website-ul nostru despre misiunea noastră, să vă registrați în Clubul Holy Fire, să primiți news-uri, să primiți, eu știu, cereri de rugăciune. Am un scurt video, dacă cei de acolo de la stație pot să-l pregătească, este foarte scurt, 5 minutes, o să fiți, cred că, încurajați mai mult de ceea ce o să vedeți și în videoul acesta, și apoi scurt o să fiu la un cuvânt al Domnului. Câți oameni au murit nemântuiți din cauza sărbătorii?
Cumplirea acestora este în mâinile noastre. În acestui an, câteva sute de tineri din România, din Europa și din Statele Unite ale Americii au ales să fie mesageri lui Dumnezeu pe campaniile de evangelizare Holy Fire. Timp de 4 săptămâni, echipa Holy Fire a dus mesajul lui Dumnezeu în 33 de localități, în județele Constanța, Teleorman, Bistrița Răsărului și Argeș. În urma acestor acțiuni de evangelizare,
Hallelujah! Slavă Domnului! Amin! Frați și surori, vreau să vă provoc la nivel de biserică să fiți parteneri cu noi în această lucrare care am început-o cu ajutorul Dumnezeu în România din anul trecut, să vă rugați pentru noi, fiți parteneri în rugăciune, tinerii aceștia minunați cântă Wonderful, sponsorizați și trimiteți la vară misiune, dacă vor veni 7 zile. 7 zile să vină misiune, o să fie o experiență unică pentru ei și sunt ferm convins că toți vor spune a fost cea mai tare săptămână, cele mai tare zile pe care eu le-am trăit vreodată. Asta au spus toți tinerii care au fost cu noi misiune. Și apoi dacă Dumnezeu vă binecuvintează cu ceea ce aveți din resursele voastre financiare, puteți să ajutați această misiune. Această misiune este un non-profit organization, avem un sediu deschis și misiunea noastră este deschisă aici în California și există un church care se ocupă de tot. Dacă vreți să faceți donații, eu știu, poate lunare, 10, 20, 50 de dolari, dacă vreți să sponsorizați un misionar, puteți afla mai multe detalii pe site-ul nostru, avem acolo la final, puteți să luați un card, uitați-vă cardul acesta, scrieți-vă detaliile voastre, eu știu, e-mail-ul, adresa voastră, puteți să primiți nusuri și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Haideți să stăm ridicați pe picioare, să citim doar 2 versete din Biblie, să nu vă așteptați că nu o să predic prea mult. Așa, vreau să citim 2 versete din Romani, capitolul 10, versetul 14 și 15. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Amin. Puteți reocupa locurile. Acum pentru noi, în viața asta creștină, există multe lucruri care trebuie să fie un mod de viață. Rugăciunea trebuie să fie un mod de viață, mersul la biserică trebuie să fie un mod de viață, părtășia pe care o avem împreună trebuie să fie un mod de viață, dar cuvântul lui Dumnezeu ne subliniază că alături de aceste lucruri, evangelizarea trebuie să fie un mod de viață pentru fiecare creștin, pentru fiecare comunitate. E bine, sunt foarte mulți creștini astăzi și aici la voi în biserica aceasta sunt mulți dintre voi pentru care evangelizarea nu este un mod de viață, pentru care evangelizarea este doar ceva ocazional, dacă se ivește ocazia, are nou că vă duceți în misiune în Mexic sau în Haiti sau în alte țări care sunt mai apropiate de voi sau în România, dar asta faceți sometimes, când cuvântul lui Dumnezeu ne motivează că noi trebuie să facem evangelizare, evangelizarea trebuie să fie un mod de viață pentru noi. Și acum, vreau să vă vorbesc despre aceasta în timpul care stăm față, evangelizarea ca mod de viață, 3 lucruri vreau să subliniez. Primul dintre acestea, evangelizarea ca mod de viață pentru Domnul Iisus. Deci evangelizarea a fost un mod de viață pentru Fiul lui Dumnezeu. Iisus a fost preocupat de suflete. Iisus a fost preocupat să mântuiască oamenii. Uitați-vă în Luca, capitolul 19, versetul al 10-lea, căci Fiul omului a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dorința arzătoare a Fiului lui Dumnezeu a fost mântuirea oamenilor. Pentru aceia 3 ani și jumătate intens, Iisus a fost implicat în lucrarea de evangelizare, iar cele 4 evanghelii prezintă evangelizarea ca mod de viață pentru Mântuitorul nostru. E bine, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, nu vreau să citesc, în capitolul 1, de la versetul 21 până la versetul 34, este o zi de evangelizare din viața Domnului Iisus. Marcu relatează o zi tipică de evangelizare din viața Domnului Iisus. Și uitați-vă, în versetele 21 la 22, Iisus predică Evanghelia în sinagogă. Versetele 23 la 26, Iisus eliberează un om din legăturile celui rău. Versetul 29 la 31, Iisus vindecă o mulțime de bolnavi, inclusiv socra lui Petru. În versetul 34, Iisus vindecă spre seară o mulțime de boli, o mulțime de bolnavi. Și cele 4 evanghelii prezintă în detaliu multe din zilele pe care Iisus le-a trăit
Și pentru Iisus, toate acestea arată că evangelizarea a fost un mod de viață. Iisus a ieșit ca să evangelizeze. Iisus a mers în diverse locuri și a predicat Evanghelia. Iisus a predicat Evanghelia în sinagogă, Iisus a predicat Evanghelia pe câmpuri, Iisus a predicat Evanghelia într-un cimitir, Iisus a predicat Evanghelia într-o barcă, la marginea apei, și peste tot Iisus a predicat Evanghelia. Iisus predica la mase mari de oameni cuvântul lui Dumnezeu. Apoi Iisus predica Evanghelia la grupuri mici de oameni. Și apoi Iisus predica la o singură persoană. Exemplu este femeia samariteancă. O singură persoană, Iisus și-a luat timp și a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, sunt multe strategii pe care Iisus le-a abordat în predicarea Evangheliei și în mod special când citim Ioan capitolul 4, Iisus a evangelizat pe acea samariteancă într-un mod foarte, foarte interesant. El a cerut apă. Iisus a ales o poziție umilă prin care i-a împărtășit cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, astăzi sunt mulți. Sunt multe misiuni, sunt mulți care se duc în misiune, care oferă ceva oamenilor ca să le predice Evanghelia. Dar Iisus a cerut ceva. Iisus a cerut apă. A ales această poziție umilă. Vreau să vă spun un cuvânt care să-l memorați. Cu cei câștigăm pe oameni, cu aceea trebuie să-i ținem. Îi câștigați cu bani, trebuie să-i țineți cu bani. Îi câștigați cu ajutoare, trebuie să-i țineți cu ajutoare. Dacă nu le mai dați ajutoare, oriunde lumea asta, oamenii pleacă. Îi câștigăm cu Evanghelia, vor rămâne cu Evanghelia. Amin. Amin! Domnul să ne ajute să lucrăm pentru El și pentru slava Lui. Deci sunt multe versete, sunt multe pasaje în Biblie. Pentru Iisus, evangelizarea a fost un mod de viață. Apoi, al doilea lucru, evangelizarea a fost un mod de viață pentru biserica primară. Creștinii din primul secol în întregime, întreaga comunitate umplută de Duhul lui Dumnezeu, a fost implicată în lucrarea de evangelizare. Și peste tot ei au mers și au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, iar fapte 1:8, Iisus arată expansiunea lucrării de evangelizare. În veți fi martori în Ierusalim, adică în locul vostru, în toată Iudeia, în țara voastră, în Samaria, în locul din afara țării voastre, în care se vorbește limba română, o cultură asemănătoare cu cea românească, și apoi la marginile pământului trebuie să duceți cuvântul meu și să predicați Evanghelia. Uitați-vă în Faptele Apostolilor 4:31, în urma umplerii cu Duhul Sfânt a bisericii, versetul 31 spune că ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au mers și au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Când oamenii sunt plini de Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îi motivează să meargă în stradă, să meargă la oameni și să le predice Evanghelia. Ziceți amin! Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 5, de la versetul 12 la 16, cum ei evangelizau prin puterea Duhului Sfânt. Versetul 12, semne și minuni. Versetul 12b și versetul 13 era predicată Evanghelia. Versetul 15 erau puteri miraculoase care lucrau în evangelizare. Versetul 16 scoteau demonii. Astea sunt lucrări care țin de evangelizare strict. Apoi, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, în versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1 și versetul 4 ne spune cum toți creștinii din Ierusalim, în afară de apostoli, au părăsit Ierusalimul în urma persecuției, au mers peste tot și au predicat Evanghelia. Au fost cel puțin 10.000 de creștini, până în Faptele Apostolilor, capitolul 8, care toți au părăsit Ierusalimul, au mers peste tot și au predicat Evanghelia, iar în Fapte 11:19-21, ni se spune toate locurile prin care ei au ajuns și au predicat cuvântul lui Dumnezeu. În, frați și surori, evangelizarea pe care biserica primară a făcut-o, a fost continuă, a fost contagioasă și a fost supranaturală. Ei au predicat Evanghelia nu prin puterea și iscusința cărnii, ci ei au predicat Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt. Erau plini de Duhul lui Dumnezeu, mergeau peste tot și predicau cuvântul lui Dumnezeu. Își lăsau treburile lor, lucrurile lor, joburile lor, și asta era cel mai mare job pe care îl aveau creștinii din primul secol. Ei erau plini de Duhul Sfânt și predicau cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc ca comunitatea creștină de astăzi să ajungă și să fie plină de Duhul lui Dumnezeu și să predice cuvântul Domnului peste tot. Amin! Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această dimineață despre evangelizarea ca mod de viață
evangelizarea ca mod de viață pentru mine. În Noul Testament există două expresii destul de interesante cu privire la evanghelie, cu privire la evangelizare. Apostolul Pavel le folosește ambele expresii, Romani capitolul 2, versetul 16 și Romani 16 cu 25, el vorbește despre evanghelia mea. Când după evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lumea. Și apoi, în 2 Corinteni 4 cu 3 și în 2 Tesaloniceni 2 cu 14, apostolul Pavel vorbește despre evanghelia noastră, evanghelia noastră a comunității. Ei bine, aceste expresii evidențiază faptul că mesajul evangheliei trebuie să ne-l însușim personal. Este evanghelia noastră, evanghelia care Dumnezeu ne-a dat-o, evanghelia care ne-a mântuit, evanghelia care lucrează sfințire în viața noastră, evanghelia care trebuie să o ducem comunității, evanghelia care trebuie să o ducem lumii întregi. În Ioan capitolul 17, versetul 18, Iisus spune: I-am trimis în lume ca să ducă cuvântul tău. Apoi când Iisus eliberează acel îndrăcit din Gadara, în Marcu 5 cu 19, Iisus îi spune și îi poruncește acelui bărbat: du-te și mărturisește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. E bine, noi trebuie să ne ducem cu evanghelia și să predicăm cuvântul lui Dumnezeu peste tot. Ziceți amin. Acum ascultați-mă bine. Sunt lucruri pe care voi nu le știți despre România. Se spune că România este o țară creștină de 2000 de ani și asta este o mare falsitate. În România avem în jur de 400-500 de mii de pentecostali. La ora actuală în România există în jur de 1 milion de creștini neoprotestanți, evanghelici, baptiști, creștini după evanghelie, pentecostali, oameni care, eu știu, au fost transformați de Dumnezeu sau cel puțin se declară evanghelici. Acum, în România, există peste 9000 de localități în care nu există biserici pentecostale. Deci în toate județele României sunt peste 9000 de localități în care nu există biserici pentecostale. Mai greu, sunt peste 80 de orașe în România, în jur de 80-100 de orașe în România, în care nu există niciun fel de pocăit. Orașe cu 40.000 de locuitori. Dacă o să intrați pe calendarul misiunii noastre, avem un calendar pe website, o să-l găsiți, acolo o să găsiți toate aceste date reale, verificate. De pildă, în județul Gorj sunt 6 orașe în care nu există biserici de pocăiți. Nu contează culoarea lor religioasă, nu sunt deloc pocăiți acolo. În județul Harghita sunt 4 sau 5. În județul Olt locuiesc peste 480.000 de locuitori, deci aproape o jumătate de milion de oameni, dintre care 100 sunt pocăiți. Într-un județ întreg și există 5 sau 6 biserici. Acum vă întreb, ce facem noi pentru acești oameni? Biserica aceasta, Filadelfia, ce va face pentru acești oameni? Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus clar, misiunea nu este a lui Holy Fire, misiunea nu este a niciunei organizații misionare din această lume, misiunea este misiunea bisericii. De aceea stric peste tot și spun și cer tuturor bisericilor să fie implicate în proiectul acesta de evanghelizare care l-am derulat și îl desfășurăm în România. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Milioane de oameni sunt pierduți în țara noastră. Milioane de oameni n-au o Biblie în casele lor. Anul acesta, acum spre final, am lansat un proiect, Donează o Biblie. Vrem să ducem cel puțin 10.000 de Biblii anul viitor în România. Vom ajunge, avem 5 orașe mari pe care trebuie să le evangelizăm și vom ajunge la peste 50.000 de oameni cu Evanghelia și trebuie să le ducem Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi avem nevoie de 500, poate chiar 1000 de tineri implicați în proiectul acesta de misiune și de evanghelizare. Predicatori avem, nu ducem lipsă, dar avem nevoie de tineri care să meargă doi câte doi, ca apostolii păstrezi și să predice Evanghelia. Avem nevoie de muzicieni, avem nevoie de oameni care să se roage, să facă o echipă de rugăciune. Avem nevoie de tineri care să facă lucrarea cu copiii. De aceea vreau să vă invit, dragi frați și surori, să vă invit să lucrăm împreună în România. Acum este tipul României. Amin. Cum poate fi evangelizarea un mod de viață pentru mine? 3 principii scurte.
Primul este principiul compasiunii pentru cei pierduți. Citiți în Matei, în capitolul 9, versetul 35 și 36. Acolo spune, când a văzut gloatele care erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstori, Iisus a plâns. Iisus a avut compasiune față de oameni. Iisus a plâns pentru oameni. De aceea, El s-a dus la ei și le-a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Principiul compasiunii. Sunt mulți creștini care trăiesc nepăsători față de vecinii lor, față de prietenii lor. Sunt mulți creștini cărora nu le pasă de cei care mor în păcatele lor, de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt predicatori și sunt chiar misionari care n-au pasiune pentru oameni. Își fac geabul, nu fac o slujbă pentru Dumnezeu. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar sunt astfel de oameni care fac slujirea aceasta pentru un profit personal și pentru bani. De aceea cer bisericii și cer tuturora să avem ochii Duhului deschiși și să înțelegem oamenii și să vedem oamenii dacă sunt oameni care fac cu devotament și cu pasiune lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă, oamenii aceștia, chiar dacă predică mesajul lui Dumnezeu, inima lor nu este acolo. Ei predică mesajul lui Dumnezeu, dar inima lor nu este pentru oameni, nu este pentru numele lui Dumnezeu. Unul dintre acești predicatori a fost chiar profetul Iona. El a predicat mesajul lui Dumnezeu, dar inima lui nu a fost pentru acei oameni. Dragilor, noi trebuie să avem inimă pentru oameni. Cu ani de zile în urmă conduceam mașina și eram prin Maramureș și era o sărbătoare religioasă. Erau sute de tineri îmbrăcați în costum național care duceau zeci de icoane și prapuri și drapele, erau ortodoxi și știm că ortodoxia și catolicismul nu oferă un răspuns biblic la mântuirea omului. Când i-am văzut instantaneu, am început să plâng în mașină și am plâns în hohote și am zis, Doamne, ai milă de acești tineri, nu-i lăsa să meargă la pierzare, trezește-i și adu-i la tine și la mântuirea ta, în numele lui Iisus, haleluia! Trebuie să renunțăm la orice formă de confort al vieții și să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. În numele lui Iisus, lumea trebuie să audă Evanghelia. Românii trebuie să audă Evanghelia. Din gura cui să audă românii Evanghelia? Din gura mormonilor? Din gura martorului Jehova? Nu! Din gura noastră, care suntem copiii lui Dumnezeu, care suntem biserica lui Iisus, care suntem umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, care am fost investiți cu autoritatea lui Dumnezeu să facem lucrarea lui Dumnezeu. Compasiune trebuie să avem pentru oameni și pentru mântuirea lor. Amin. Sunt multe de zis. Am sorry, o să mai fiu câteva minute și am done. Principiul puterii supra, principiul unei singure urgențe, este a treilea principiu, principiul unei singure urgențe. Uitați-vă în Luca, capitolul 9, versetul 60. Iisus, a venit un om la Iisus și a spus, lasă-mă să îngrope tatăl meu. Și Iisus spune, lasă morții să-și îngrope morții. Deci Iisus arată clar că nicio lucrare din lumea aceasta nu trebuie să fie mai prioritară decât lucrarea de a salva suflete, de a predica Evanghelia, de a duce cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne grăbim și să ducem Evanghelia oamenilor. În lume mor, românii mor, lumea aceasta moare fără să audă Evanghelia. Cât să mai stăm, cât să mai zăbovim, haideți să ne mobilizăm cu tot ce avem și să mergem și să ducem cuvântul lui Dumnezeu tuturor oamenilor. În fiecare zi mor oameni și se duc în iad din cauza creștinilor care nu predică Evanghelia. Domnul să aibă milă de noi și trebuie să ne grăbim să ducem cuvântul lui Dumnezeu în România. Eram pe scările bisericii noastre, într-o duminică era finalul unei campanii de evanghelizare și dintr-o dată am început să plâng. Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat cu așa mare putere. Am început să plâng și am zis, Doamne, vreau să câștig mai multe suflete pentru Tine. Ajută-mă să câștig mai mulți oameni pentru Tine. Dar vreau să vă spun, eu sunt limitat. Noi suntem limitați ca să câștigăm mai multe suflete pentru Dumnezeu. Anul trecut am luat câteva mii de euro, bani împrumut, ca să încheiem o campanie de evanghelizare. Ca să mai facem o campanie de evanghelizare și am venit în America cu minus 3 sau 4 mii de euro. Nu știu câți dintre dumneavoastră au luat bani împrumut să facă evanghelizare. Poate ți-ai luat bani împrumut să-ți cumperi o mașină mai bună, să-ți remodelezi casa,
Dar nu te-ai gândit la oamenii care mor în păcatele lor. Urgent trebuie să ducem oamenilor Evanghelia. Doamne, ajută-ne la aceasta, ziceți amin! Și ultimul principiu, dragilor, evangelizarea ca mod de viață pentru mine este principiul puterii supranaturale. Noi trebuie să predicăm această Evanghelie prin puterea Duhului Sfânt în numele lui Iisus. Am primit această putere a Duhului Sfânt, nu să mergem la picnic cu ea, ci am primit această putere să câștigăm suflete pentru Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să mergem și să-L înfruntăm pe diavolul, plin de puterea lui Dumnezeu. Trebuie să ne opunem diavolului, trebuie să ne opunem tuturor sistemelor demonice care conduc această lume și care se opun lui Dumnezeu și evanghelizării și să câștigăm mii și milioane de români pentru împărăția lui Dumnezeu în generația noastră. Acum este timpul nostru. Haideți să câștigăm țara noastră pentru împărăția lui Dumnezeu. Ziceți amin! Amin! Veniți în misiune, haideți să stăm ridicați pe picioare, să ne rugăm, să facem o rugăciune, să cerem. Rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru misiunea noastră. Săptămâna viitoare vom planta o biserică în orașul Calafat, în 17.000 de oameni care trăiesc în darkness. Acolo este o familie de misionari care a mutat acum câteva săptămâni. Rugați-vă pentru proiectul acesta. Dumnezeu să mântuiască orașul Calafat, Dumnezeu să mântuiască România. Cu toții ne rugăm. Șebra basonda, rabatira basonda, remanda. Flumenaiger vaud wildele parva libera handere. Eto shata raba sembra mandala. Lasă puterea și autoritatea ta, Dumnezeu. Lasă Duhul tău cel sfânt peste noi, în numele lui Iisus. Vă rog înaintea ta, Doamne, tu să lucrezi. Tu să-ți arăți puterea și slava. Lasă puterea și autoritatea ta peste noi. Doamne, folosește-ne, Doamne. Distruge legăturile celui rău. Distruge orice putere a Întunericului. Rupe orice legătură a diavolului în numele lui Iisus. Și eliberează România în numele lui Iisus. Aleluia! Glorie numelui Tău! Puterea Ta să fie, Doamne, Dumnezeul meu peste noi! Frive de șabara vosunda la mandara! Flume laige vaut fiondele! Rude vinca vasoria brando fiondele mendere! Rumbe zaimen bundere mandara fiondele! Aleluia! Glorie numelui Tău, Doamne! Puterea și Duhul Tău cel Sfânt să fie cu noi! Aleluia! Doamne Iisuse! Aleluia! Aleluia! Doamne Iisuse, Duhul Tău cel Sfânt să fie peste noi! Duhul Tău să fie peste această biserică! Cobor puterea Ta peste locul acesta! Umple cu Duhul Tău fiecare persoană, fiecare tânăr, fiecare tânără! În numele lui Iisus, Duhul Tău să vină peste noi! Duhul Tău să ne conducă! Duhul Tău să ne dea puterea Ta, Doamne, și să înfăptuim lucrările Tale! În numele lui Iisus! Duhul Tău, Doamne, este un Duh vindecător! Vindecă orice boală! Vindecă orice infirmitate în această adunare! În numele lui Iisus! Puterea Ta să fie peste orice familie! Puterea Ta să fie în orice casă! În numele lui Iisus! Orice lanț, orice legătură, orice agresiune a diavolului să fie nimicită prin puterea Duhului Sfânt! Orice uneltire împotriva familiei și împotriva acestei biserici să fie nimicite prin puterea Duhului Sfânt! Aleluia! În numele lui Iisus îți mulțumim, Doamne! Puterea Ta, Doamne, să fie cu noi! Te lăudăm și Te binecuvântăm! Și toată biserica să zică amin! Numele lui Iisus să fie lăudat în veci de veci! Aleluia! Amin! Înainte ca să mă dau jos, vreau să vă prezint și o cărticică care o am cu mine. Este intitulată Cum să evangelizăm pe martorii lui Jehova. Am scris-o în urma experienței care am avut-o 4 ani de zile ca misionar în Ucraina. Acolo au fost foarte mulți martori al lui Jehova. Cei care doriți să o luați, eu nu i-am pus un preț, fiecare puteți să-i puneți preț dacă doriți să o aveți. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acolo la final o să vă aștept să vă dau și alte informații. Thank you so much. Florin, te rog să te duci în holul principal al bisericii. Cei care doriți să dați un dolar, 10, 100 sau mai mulți, puteți să faceți lucrul ăsta. Frații, cu ordinea, puneți la dispoziția fraților coșulețele unde puneți banii, cumpărați materialele de acolo. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Florin Pop! Amin. Echipa de evangelizare, Holy Fire! Amin. Very nice, frate Florin, îmi place numele. Holy Fire înseamnă focul Duhului Sfânt. Să fie peste Florin, peste echipa lui și peste Biserica Philadelphia. Adunare liberă, poftă bună la masă, ne vedem la orele 6:05.